Astăzi, fraților, revenim cu un nou episod Iratopia. Și astăzi urmează să facem o cameră secretă în castel, unde să depozităm noi anumite lucruri importante, să zicem așa, pentru Ratopia. Și de asemenea o să mai avem foarte multe chestii de făcut, pentru că astăzi o să mergem după deținutul Dani, care tocmai ce a evadat de la închisoare, și vom vedea dacă reușim să îl găsim. Adică trebuie să fie pe undeva pe aici. El a plecat din sat, a evadat de la închisoarea noastră și trebuie să-l găsim. O să mergem să vorbim și cu poliția, să vedem dacă aceștia au văzut ceva. Dar oricum, chestia cea mai importantă, o să facem o cameră secretă în acel castel. Desigur, dacă vă plac episoadele de Ratopia, băgați un like acolo și de asemenea nu uitați să vă abonați, că dacă o să reușim să facem 900.000 de abonați anul acesta, poate o să am o mare surpriză pentru voi, așa că aveți toate motivele să vă abonați acolo și să-mi spuneți și mai vreți să vedeți pe Ratopia, ce să mai facem pe aici. Casa am făcut-o, castelul am făcut, trebuie să facem și acolo biblioteca și... Știți care e chestia? Eu vreau să mă duc după Dani, vreau să văd care e faza cu Dani. Am înțeles că el a fost pus la pușcărie, dar n-am înțeles exact de ce. Uite pe domnul Matescu. O, bună ziua, bună ziua, domnul Matescu. Bună ziua, bună ziua, domnul Sinac. Ce faceți, mamă, ce costumați de șerif aveți, de cavaleri, ce sunteți dumneavoastră? Da, am schimbat-o, sunt marele ofițer acum. Marele ofițer? Wow, îmi place. Vreau să fac o leacă de ordine prin sat. Păi să știți că domnul Matescu e cam mare de bandată pe aici, toată lumea intră la închisoare, nu mai respectă nimeni regulile și vorbind între noi doi am văzut că doamna Oana, nu știu, nu prea se ocupă și cumva pare așa puțin coruptă, dacă mă întrebați pe mine. Da, mai văzut că face niște învârteli cu... Învârteli, ok. Da, cu persoanele de acolo din jur. Eu zic să, stați cu ochii pe ea și dacă nu, să zicem, nu-și face treaba, ar trebui să căutați pe altcineva care să vă ajute și ea. Am niște recomandări, dar o să vorbim mai multe dacă aceasta nu-și face treaba. Știți ce voiam să vorbesc cu dumneavoastră, domnul Matescu? Ce se întâmplă cu domnul Dani, cel care a fost la închisoare? L-ați găsit? Cam recompensa, da. Am găsit asta și căutam, că nu am mai găsit de domnul, n-am mai dat de domnul Dani, efectiv. Am înțeles. Și n-aveți nicio urmă, n-aveți nicio pistă, nimica? N-am și abia acum am dat start la căutarea lui. Am înțeles. A scăpat din închisoare și e o faptă destul de gravă. Poate știe Oana ceva, poate a văzut Oana ceva, ia să vedem, hai să mergem până la ea încet. Știi ce voiam să te mai întreb? Stai, vino cu ace. Voiam să te mai întreb de ce a fost băgat la închisoare? Adică, gen, care a fost motivul principal? Deci, domnul Dani tot căuta să pună o lampă, doar că lampă de asta de aici? Lampă ca asta? O lampă așa de era de la castel, efectiv, și așa. L-am luat la întrebări. Dar Oana știa de chestia asta. Deci Oana era cumva mână-mână cu el. Da, Oana era mână-mână cu Dani, i-a zis-o până la loc, dar a zis... Păi, și l-ați băgat la închisoare doar că a furat o lampă? Păi da, era de la... Aoleu, domnul Matescu, păi ce facem pentru o lampă, băgăm oamenii la închisoare? Și eu am pus și 100 de galbeni pe capul lui. A, uite pe domnul Portocală, ia uite, pescarul nostru, cred că a venit aici, a făcut mulți pești. Dar cred că nu ne aude, a stat mult la pescuit. Da, cred că a fost... Da, l-a tras curentul și cred că, nu știu, e depresiv probabil de la atâta pescuit. Eu știu ce să zic. Uite, a plecat. Domnul Matescu, pentru o lampă n-are rost să-l băgăm la închisoare. Pe bune, hai să vedem, poate știe doamna Oana ceva despre el. Și eu zic că ar trebui să-l readucem în sat. Știi unde ar putea să fie, gen, pe bune? Mai ții minte unde l-am găsit pe Nociv? Da, la Nociv acolo, la... E departe, în direcția aia. La iglul lui. Da. S-ar putea să fie prin zona aia, pentru că eu, din câte am înțeles, el e cumva mână-mână cu Nociv, nu? Da, să știi că am auzit... Da, am auzit și eu chestia asta. Unde e domnul Portocală? Ia stai așa, că e cam suspect, nu știu. Domnul Portocală! Nebunit, domnul Portocală. Bună ziua, ce faceți? Sunteți ok? A, porcul, a, știu porcul despre care vorbiți. Păi, unde l-ați lăsat ultima dată? La mine acasă. Păi și a plecat el așa de nebun? A sărit cagdă. Nu cred că mi l-a furat cineva. L-a furat? Ia au zis domnul Matescu. Asta
altă papă. Oh, și apropo de furat, domnul Matescu, am uitat să vă zic. Stai să vă zic ceva. Îmi lipsește calul, domnul Matescu. I-a furat cineva calul. Am uitat să vă zic. Nu se poate așa ceva. V-ați dat un pumn în cap, domnul Matescu, ușor, ușor. Nu vă agitați așa rău. Văd că toată lumea fugă, toată era lumea... calul meu, îl iubeam foarte mult, dar ce să facem? Să-l caut. Da, trebuie să vedem, trebuie să întrebăm cetățenii, pentru că era destul de important, avea pedigree canin, pedigree royal. Da, era de la de viță nobilă cu d-astea, da, și știa să sară două blocuri, era mișto. Hai să vedem la doamna. De ce ți-e poartă așa ciudat în portocală? Stai, ai zis. Ia să vedem. Ia intră tu și vezi dacă e Oana acasă. Oana! Doamna Oana! Nu e acasă? Ai văzut ce casă mișto și i-am făcut lui Luca? Da, regele, uite. Regele, chiar e regele. Ia uite ce și... ce șemineu e acolo. Bă, n-o fi mă acasă? Ia să intrăm. Oana! Mă, pe unde o fi mă, frate? Că ea mereu e pe acasă, nu știu dacă ai văzut. Da, chiar... Acum gen, nu e acasă. Mereu e pe acasă, nu înțeleg pe unde e. Hai să o așteptăm. Știi ce, o așteptăm aici și vedem dacă se întoarce. Dacă nu, mergem la iglu și căutăm la iglu. Da. Bă, cred că am auzit. Uite-o, uite că a venit. Uite-mă pe Oana. Bună ziua. Ce faci, doamna? Că vine acum jos. Unde ați fost? Cam haimana, șeriful, ce să, șerifa, ce să mai zic, da? bună ziua, ce facem? Ia. Nu mai sunteți răcit? Mai trag de nas puțin, sunt puțin răcit, doamna Oana, o să stau puțin la distanță să nu vă dau răceala, dar sunteți cam haimana, așa, stați plecată prin... Nu mai găsesc acasă. Da, nu știu, nu prea vă mai ocupați. M-ați căutat? Da, am stat 20 de minute aici în fața... casei. Și eu și domnul portocală și domnul era, portocală. Eram acolo, în spate, la Albine. La Albine. Mm-hmm. Știi ce voiam să vă întrebăm ca să trecem direct la subiect? Da, chiar aveți miere. N-am cum să zic dacă e proaspătă sau nu, dar hai să trecem la subiect. Voiam să vă întreb dacă știți ceva despre domnul Dani, acel om care a fost închis pentru lampă, dacă vă mai aduceți vecinul aminte. Vecinul aici? Da, vecinul, da, chiar că e vecinul, am și uitat. Nu, n-am, de când am dat două ture de castel, atunci când a scăpat, am alergat degeaba de așa. Se rupeau picioarele, nu mai puteam să merg. N-am mai auzit nimic de el. Am înțeles, sunteți sigură? N-ați mai auzit absolut nimica? Nimica, nici nu l-am mai auzit. Era cam goală casa fără el. Și n-ați mai auzit pe aici gălăgie, poate a mai venit pe acasă, că până la urmă sunteți vecină cu el. Bă, de acolo, de sus de la mine, din casă, am reușit așa. Să văd că e pescarul prin spate, da? Da, nu, și căuta porcul, nu, pescarul e... Și-a prins de porcul? Da, și caută porcul. Dar nu știu ce să zic, domnul, dar știți care e problema? Am înțeles și eu că de ce l-ați băgat la închisoare, merita așa câteva ore să rămână la închisoare. Uitați acolo! Ce? Lampa furată. Păi hai să o ducem înapoi, ce să mai aici? Știți care e problema? Nu știu dacă merită să... a început să plouă, mamă. Bună seara, domnul Ciuri. Dacă puteți să mergeți până acasă să dormim. Opa, mă scuzați. Știți care e problema? Cred că merită o a doua șansă, domnul Dani, pentru că n-a făcut o faptă atât de mare. Da, și mi se pare că cumva merită iertat, dar o să-l punem și puțin la treabă, zic eu, adică... Da, să se apuce de bibliotecă, avem și noi nevoie de cărți de bibliotecă, știți cum e vorba. Da. Păi, domnul Burger, n-a știut să scrie la alegeri. O să învățăm, păi aia zic, avem nevoie de o bibliotecă, mamă ce plouă aici. Are Dani un pat pe aici călduros? Mă invit și eu în casa lui puțin. Ia să vedem, poate găsim pe aici ce... Chiar pe Dani. Da, n-are pat. O fi Dani pe aici, dar nu cred. Că doarme pe pietre. Da. Are aici un cal. Nu știu ce face cu calul ăsta aici. Mamă, dar ce frumos și-a făcut el pe aici. Opa, ce s-a auzit? Eu m-am împiedicat. Ați picat, da. Nici nu știu. Da, nu... Ia verificați pe aici, poate o fi ceva, dar nu cred. Nu știu ce să zic. Apă înăuntru.
Da. Aici? Nu e nimica. Nu văd nimica. Da, sincer... Și dat calul ăsta aici, dar e ok. Da, o să trecem cu vederea de, de calul ăsta. Da, nu pare nimic suspect, sincer, vă zic. Opa! Are Aolo, să nu fugă. Ăsta e bibliotecarul, da, 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 nu e problemă cu bibliotecarul. Da, cred că... Aoleu, a nebunit calul. Hai să ieșim de aici, că nu e nimica, da. Da. Știți unde mă gândeam că poate să fie, doamna Oana? Mă gândeam că poate să fie la Iglu, unde a fost domnul Nociv, poate să... Uite, uite porcul! A găsit porcul, bă! Bine, bă! A găsit porcul! Regele! Ați găsit porcul, domnul Portocală! Da, da, era lângă ferma lui Robica. Da, 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 s-a dus și el să... Să mănânce pe acolo niște grâu. Ce dă din nas, porcu? Bă, e fericit, mă, porcu. Du-l acasă, du-l acasă, că e abia așteaptă, cred că. Ia uite, cu unde e. Du-l, du-l, du-l acasă, că săracul a, s-a plimbat cam mult. Da, eram împreună cu fratele lui, dar din păcate nu ar fi de vie la mine. Ce? Aolo. Ce-ai spus? Portocalele nu sunt vegetariene? Da, și eu mă așteptam să, mănâncă, să mănânce doar portocale, dar... Cred că aia se numește canibalism. Da. Cam da. Haideți să mergem încet așa spre pe Iglu. Domnul Ciurii, puteți să vă duceți acasă că e o problemă pentru o împărăție. Da, puteți să mergeți aici acasă. Domnul Ciurii, cred că e răgușit și nu poate să vorbească. Da, da, da. Cred că da, duceți-vă acasă că ne ocupăm noi de acest caz. Da, cred că e răgușit, nu știu, a răcit și el. Cred că răcim pe rând în satul ăsta, da. Nu știu ce să zic. Trebuie să găsim un doctor mai repede. Da, 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 ar fi bun un doctor. Mamă, ce-s pe aici, catacombe? Domnul Ciri. Bă, uite-l pe Dani. Uite-l pe Dani. Bă, ce face Dani? Bă, Dani, vină puțin. Mamă, s-a dus Ciuri după el. Doamne. Ciuri, lasă-l că e periculos. Nu te du, nu te du. Ciurii, nu te du. Mamă, fii atent că... Nu, du-te înapoi, du-te înapoi că e periculos. Nu, du-te înapoi. Du-te pe un ceai. Du-te. Unde, pe unde a luat-o? Aici, veniți să coap. Mamă, eu nu-l văd. Eu nu-l văd până acolo. Domnul Dani! Eu, mi-e întrebe dioptrii. Plecați. Unde e, unde e? Plecați de aici. Ia, ce aici? Bă, să nu fie o capcană, să nu fie o capcană. Să nu fie o capcană. Ce s-a întâmplat? Cred că deja e o capcană. Nu, Ciuri. Ești de aici. Pleacă de aici, Ciuri. Domnul Dani, vrem doar să vorbim. Nu. Nu, și ce siguranță am eu că vrei doar să vorbești cu mine? Deci am cea mai mare siguranță. Aoleu, opriți apa. Domnul Dani, vrem doar să vorbim civilizat. Nu vrem să ne atacăm. Nu. Intri doar tu. Intru doar eu. Haideți, ieșiți. Domnul Ciuri, v-am rugat să mergeți înapoi, că e periculos. Ciuri, domnul Ciuri a leșinat, stați așa. Da. Mamă, ce bombă mi-a dat domnul Dani. V-a dat bombă? Domnul Dani, haide. Eu v-am spus. De unde are bombe? Intri singur. Gata, șerif, înapoi. Înapoi. Dădeți-vă. Au! Ușor. Hai, intru doar eu, sparge, închizi tu ușa. Domnul Dani, vrem doar să vorbim, am gânduri bune, am adus chiar lanterna pe care ați furat-o, deci aceasta este de lanterna. De la castel. Am luat la cunoștință ce ați făcut pentru a intra la închisoare și după aceea ați evadat. Nu știu dacă știați, dar aveați și o recompensă de 100 de galbeni pe capul dumneavoastră, dar eu nu știam fapta pentru care ați intrat la închisoare. Și m-am mai gândit mai bine și cred că meritați o a doua șansă, domnul Dani, și vă primesc înapoi în Ratopia, dar cu o mică condiție. Nu e foarte mare, dar e o mică condiție. Nu. Domnul Dani, eu acum sunt un împărat bun, mi-am schimbat comportamentul, pentru că toți cetățenii mi-au zis că sunt foarte dur, sunt corupt și așa mai departe și vreau să mă revanșez față de toți și uite, și ție o să-ți ofer o a doua șansă, dar trebuie să te ocupi de bibliotecă, adică trebuie să faci biblioteca să învățăm și noi să citim, să scriem, chestii de genul.
Deci asta e singura ta... Asta e singura condiție. Eu zic că e o condiție micuță, adică oricum trebuia să o faci. Ok, deci așa mă primești, așa gen... Da, așa? Pur și simplu, mergem, gata, mergem, uităm. Gen? Da, pe bune vorbesc. Și uităm și că m-ați băgat la închisoare și nici mă mai calc acolo vreodată. Exact. Dar, mai există un dar. Nu mai faceți fără de legi, că o să ajungeți iară la închisoare. Trebuie să respectăm niște reguli. Stai că se aude ceva, bă. Ia liniște, ieșiți de aici ca să vorbesc cu domnul Dani, liniște. Da, altfel mai dau o bombă, nu mă supărați. Nu, fără bombe. Nu mai, fără bombe. Eu zic că e o ofertă destul de bună, dacă... Da, ce v-ați făcut? Stați așa, că eu acum am realizat unde sunt. V-ați făcut o bază secretă aici? Da, puteți să intrați, da. Mergeți, okay. Că vin după dumneavoastră, nu e problemă. Nu e problema, dacă dau bombă. Nu cu bombă. Mamă. Ca nu detonez totul ăsta. Deci, eu zic că e o ofertă destul de bună, domnul Dani, adică vă întoarceți în Ratopia, respectați regulile și faceți o bibliotecă. Puțin. Spuneți. Deci, eu fac bibliotecă, fac ce vezi dumneavoastră. Așa. Dar îmi trebuie și mie puțin parai. A spus stărată 100 de galbeni. Păi, ascultați-mă un pic, că aici oricum nu iau de mine. Deci, ați spus... Așa. Dealul ăla de 100 de galbeni. Că știu că am și eu informatorii mei, nu pot să acum. Așa. Da, ce să, asta e. A spus dealul ăla pentru cine mă găsește 100 de galbeni, da? Așa. Nu s-a pus nicio condiție că împăratul n-ar avea voie să mă găsească, nu? Păi, practic înseamnă că eu am găsit 100 de galbeni, nu? Adică eu primesc 100 de galbeni. Practic, exact. Tu ai găsit 100 de galbeni, dar tu ca să găsești 100 de galbeni și eu ca să nu fug în momentul de față înapoi. Vreau și eu 30 de galbeni. Fii atent, facem un felul următor. Am o ofertă și mai bună. Nu am bani la mine acum, dar o să vin cu bani după ce termin biblioteca. Tu dacă termin biblioteca, eu o să-ți aduc 40 de galbeni. Nu 30, 40 de galbeni și pentru bibliotecă. Ce părere ai? Batem palma. Gata, batem palma, domnul Dani, și dar suntem prieteni. Ce ai spus? Da. Vii la mine după ce... Nu, fără bombe. Nu, că n-am treabă cu tine, dar vreau să zic că ajung în bibliotecă înapoi. Ok. Și te-a jucat să astup pe aici găurile astea de șobolani, da. Că-ți bagi joc, păi e tunelul meu, cum adică să las? Păi, dar nu stăm cu tunele secrete, cu dăstea, cu Ratopia. Tu, suntem prieteni aici toți, facem un oraș, da. Da, eu zic că... Uite unde ieșea tunelul ăsta. Nu știi când am fost în Ratopia. Eu am încercat să găsesc intrarea asta, dar nu mi-am dat seama, n-aveam cum să știu. Da. Exact. Stați ca... A fost destul de bine ascuns. Da, era destul de bine. Au rămas șerifii în spate. A, uite, chiar au venit. Am rezolvat. Mi-ați dat o bombă de mazișinat acolo. Haideți, domnul Matescu, că s-a înțeles. Ne-am înțeles. A revenit în Ratopia. O să... Ce? Șerif. Nimic, mi-a lipsit domnul vecinul, că era... Ce se întâmplă aici? Eram aici singurică, doar cu burgerul, era... Mi-a zis că nu prea place de Luca și că eu sunt vecinii preferați. Ok, domnul Matescu, ați văzut, da? Da, am văzut, e clar. Nimic, ziceam de Dani că a venit înapoi și... Da, domnul Dani, știi ce aveți de făcut, am discutat acolo. Da. Șerifii... Țineți puțin ochii pe el să nu mai facă furturi și așa mai departe. Da. Și dacă vrei aia, știi ce am vorbit noi, trebuie să respecti niște reguli, domnul Dani. Da, stai liniștit că se îndeplinesc ușor. Se îndeplinesc. Bine. Păi atunci da. Te las și du-te strânge materiale pentru bibliotecă. Domnul împărat, bine, mersi frumos că m-ai primit înapoi. Da, cu prima ocazie cu tot. Cu plăcere, hai. Ce ai zis? Nimic, ce am zis? Ciuri a vorbit. Mă sapă. A, facem un tunel împreună. Da, mă, da, tare, domnul Dani. Da, mă, ce de treabă e. Spuneți, domnul Ciuri. Da. Puteți să veniți un pic la mine acasă. Ce s-a întâmplat? Haideți. Veniți. Aveți nevoie și de șerif? Problemele satului. Nici nu știu. E nevoie și de șerif? Veniți să te și vedem după aia. Ok, da. Spuneți. Înăuntru. Înăuntru. Așa. Aici. Știu, poți să-mi citești tu, că eu nu prea știu să citesc. Știu ce ai făcut. Dacă nu recunoști, te voi exila. Mai ai 2 zile. Așa, și tu ai scris astea.
Nu. Eu acum am intrat, am fost plecat, am explorat două zile. Și a apărut astea două aici. Știu ce ai făcut dacă nu recunoște voi exila în două zile. Păi exilarea pot să o fac doar eu. Păi da, înseamnă că dumneavoastră sunt aici și mi-aș pus astea. Și eu n-am făcut nimic rău. De ce v-aș fi pus astea aici? Că nu știu, aia mă întreb și eu. N-am nimic cu dumneavoastră, pentru adică că n-ați făcut nimic greșit. Păi și atunci cine a pus? Nu știu, știu ce ai făcut dacă nu recunoște voi exila în două zile. Hai să nu zicem chiar la șerif, rămâne între noi doi. Dar nu dau seama, nu... Se uită cu smile, uită-te pe geam. Bă, ia, domnul Matescu, treceți înapoi pe parcelă. Păi, dar nu i-am scris asta, domnul Ciurii, credeți-mă că... Și înseamnă că l-au pus altcineva cu numele vostru? Nu știu, dar nu i-am făcut, nu i-am scris. Haideți să nu rămână aici, o să le aruncăm așa. Dar cred că cineva mi-a înscenat treaba asta, că nu am venit. Eu nici n-am trecut prin partea asta de sat. Eu stau acolo pe la castel. Nu știu ce să zic. O să investighez, dar nici nu știu ce să investighez, sincer să fiu. Dacă mai vedeți... Da, vă întrebați. Așa, sper să cred că o să mai fie și la alții. Nu doar la mine. Să mai fie și la alții. Ok, o să mă uit. Mulțumesc frumos că m-ați anunțat, dar... Cu plăcere, sper că mă credeți că n-am fost eu. Da, vă cred. Ok. Haideți că... Zi frumoasă. Nu era nimic, era un păianjen. Am rezolvat. Era un păianjen. Da. Și are fobie de păianjen. Domnul Matescu, haideți puțin până la castel dacă mai aveți... Mai nu aveți treabă. Nu. Chiar puteți să vă dați uniforma jos, să vă duceți acasă, okay, cu apicultura. Da. Haide. Bine, atunci o să fiu acasă dacă mă căutați. Da, sigur. Concediu, cred că de tot. Da. Ați văzut ce s-a întâmplat, da? Se vede de la o poștă. Cred că... Da, doamna Oana face parte din șerifii corupți. Adică, deja ați văzut, se bucura pentru Dani că a intrat în sat. Cred că l-am ajutat și pe nociv, e posibil. Eu zic, părerea mea, să... Uite-l pe Dani, ce face, mă, Dani? Nimic, sunt un cețățoi bine îndrumat. Voiam să mă duc la băiatul ăsta. Uite ce scrie pe ăla, Ratopia Las Vegas. Hai că-ți bai. S-a gândit, s-a și uitat. 1-0. Așa. 300, na. Vine mai concis să nu ne audă. Cred că trebuie să ai o discuție cu Oana și cred că trebuie să o dai afară din chestia asta, adică să nu mai fie șerif. Da, să nu mai fie șerif. Și am niște... O să lăsăm. Știi ce? Nu o să-i faci nimic. Pur și simplu nu o să mai fie șerif, că n-a făcut nimic grav, adică nu a făcut ceva grav până... Mai are multe joburi, adică nu ar fi ok. Da, e și ajutor de... pădurar, e și cu apicultura. Eu zic că are ce să facă. Și spui că nu-i dai motive, nu-i spui că e coruptă sau așa mai departe. Îi spui că simți că ai nevoie de altcineva, de cineva mai musculos. Habar n-am, nu știu, zici și tu ceva de genul. Da, și spui că e ocupată, că are multe treburi și gen chestii de genul. Ideea este că am niște opțiuni pe cine ai putea băga în șerif, ca și șerif. Cei care nu sunt corupți, a zice că ar fi domnul Robert, care este chiar fix lângă mine și m-a mai ajutat la unele misiuni, să zicem așa. Cred că ar fi prima opțiune, domnul Robert. Cine ar mai putea să fie? Domnul Șoc e destul de ocupat, domnul Ase Mădălinie cu pădurarul, nu știu dacă domnul Luca Luc, dar pare puțin... No. Nu? Atunci, nu știu, domnul Portocal, dar nu, domnul Portocal e cam depresiv, nu prea... Da, nu se pricepe pe postul de șerif. Da, domnul Kerosen e cu alte treburi, domnul Ciuri, da, are alte treburi și cu ălea. Bă, cred că domnul Robert ar fi destul de potrivit, poate vă mai gândiți la altcineva. Domnul Robert, eu așa zic pentru că este și de partea noastră, adică... Da. Foarte multe eu zic...
Eu zic să-i dați o probă pentru a deveni șerif și dacă trece proba aia, eu zic să-l puneți ca și șerif în locul Oanei. Dar cred că va trebui să o înștiințați zilele următoare pe Oana. Dar întâi să vorbiți cu domnul Robert. Înainte trebuie vorbit cu domnul Robert dacă își dorește acest lucru. Da. Și se rezolvă și gata, scăpăm de gata, corupție. Scăpăm de corupție. Ca tot, vreau să fie un sat aici fără corupție, să fim toți fericiți. Ați văzut că și eu mi-am schimbat comportamentul. Sunt mult mai bun acum, da, chiar. Tot merge spre bine. Da, dar au apărut niște semne, nu știu, cineva cred că mâncinează niște chestii, dar o să investighez singur treaba asta, nu vă implic, pentru că e puțin ciudățel. Eu o să mă duc la castel că mai am ceva treabă și ne auzim, bine, domnul Matescu. Da, zi bună, zi bună. Zi bună. Da, ciudățel ce se întâmplă acum pe Ratopia. Ați văzut că cineva mi-a înscenat niște semne că l-aș fi dat pe Ciuri afară. Ok, destul de ciudat. Oana nu o să mai fie șerif, o să fie Robert probabil, dacă vrea și Robert. Uite un raton. Bă, n-am și un spyglass? Vă am și un spyglass. Iar acum, fraților, o să facem o chestie foarte importantă în Ratopia. Trebuie să avem un safe, adică un loc unde putem să ascundem galbenii din Ratopia, să zicem așa. Eu am făcut o cameră secretă, dar nu știu dacă va rămâne aici. Cred că o voi schimba pentru că gen pare foarte, foarte evidentă. Hai să vă arăt exact despre ce este vorba. Dacă venim noi aici, deci vin sala de festivități, vii aici frumos. Ia uite, stai. Bun, stai că trebuie să facem parkour. Hop! Ok, nu pot să sar. O să sar de aici, probabil. Bun. Și dacă intri aici, ții shift-ul apăsat, ai intrat într-o cameră secretă. Dar eu cred că cineva o să suspecteze acest tablou, pentru că tablourile, nu știu, sunt așa suspecte ele. Și cred că o să luăm noi galbenii. Aceștia sunt toți galbenii. Toată averea din Ratopia e destul de mare, după cum puteți vedea. O să luăm noi toți galbenii și o să las camera asta, dar nu o să fie nimic în ea. Pur și simplu o să fie așa o cameră la derută, cum ar veni. Și noi trebuie să găsim acum locul. Doar uitați-vă câți galbeni avem. Dacă cineva găsește galbenii ăștia, o să fie putre de bogat. Trebuie să găsim alt loc în împărăție, în acest castel, unde putem să ascundem acești galbeni. Dar problema este unde? Pentru că nu știu, pur și simplu nu știu unde. Mă plimb aici puțin să văd care e situația, pe unde aș putea să pun. Doamne, ce Aurel, ce faci tata aici? Doamne, uite cum s-a blocat Aurel. Mă tot uit așa, cred că undeva tot în pământ, adică nu cred că ar fi ok oriunde, trebuie undeva, uite, turnul împăratului, deci aici este turnul meu, sus de tot este și camera mea, dacă mergem sus aici, asta este camera mea, pe camera împăratului, cum ar veni, și jos de tot este închisoarea. Uite aici a scăpat cineva, mamă, stați așa să punem niște blocuri, punem așa niște cobblestone. Să nu mai... Ia uite, stai... A spart aici, stați așa că înlocuim. Da, asta este închisoarea. Dar unde să săpăm? Știi ce putem să facem? Chiar sub castel undeva, dacă găsim un loc bun. Cum ar fi să facem aici, în grajd? Nu știu, să facem aici o cameră. Și uite, aici o să punem hay bale-ul. Și aici să fie un hay bale. Ok. Nu mă așteptam să pic aici. Gen, efectiv, nu mă așteptam să pic aici. Da, pică ideea, pentru că picăm în cameră. Trebuie să pune hay bale-ul înapoi, că nu e o idee prea bună. Cred că aș face tot în sala de conferințe. Poate aici, dacă facem noi frumos, să facem aici încă o cameră secretă. Ce părere aveți? Să facem chiar aici camera secretă. O fi asta o alegere bună? Nu știu ce să zic. Stați așa că am un pickaxe mai mare și pot să fac o cameră mult mai mare aici. Am ieșit afară. Bă, nu-i bine. Nu-i bine că am ieșit și afară. Hai să încercăm nici să fie cea mai urâtă cameră. O să facem așa cu cobblestone, pentru că totuși o cameră secretă. Nu o să fac mare lucru aici. Bă, dar stai așa să închidem și noi. Mamă, stai. Bă, ce greșeală era să fac. Deci lăsam aia deschisă, ești nebun? Ok, era să sparg aici. Era să sparg ceva și nu era bine. Ok. Și acum trebuie să facem noi aici, nu știu, mai multe chesturi, un crafting table,
Trebuie să găsim, aici o să aducem toate chestiile de valoare, să zicem așa, din Ratopia, ce o să se mai confiște, nu știu, aur, chestii de genul. Și o să punem așa. Și aici o să punem galbenii, deci o să punem aici galbenii, o să punem și aici niște galbeni și o să mai punem în acest chest niște galbeni. Vreau să păstrez, mai putem să punem într-un chest, putem să punem chiar acolo sus, da, trebuie să facem o scară. Și o să mai punem și în chestul acesta de sus niște galbeni, deci o să fie în trei chesturi aici și în ăsta din stânga. Și o să iau și eu niște galbeni, să mai am la mine, uite, o să luăm de aici și practic ăștia o să fie galbenii de la împărăție, o să ținem minte. Eu nu mai am galben, că am galbenii de la împărăție pentru că eu nu cumpăr chestii, cumpăr de obicei pentru sat și o să ținem, deci nu sunt coruptă, ăștia o să plătim cetățenii cu ei. Și pe aici o să mai rămână, nu știu, o să venim cu chestii furate, chestii, cum să zic eu, pe care le mai confiscăm. O să închidem aici și ideea este că nimeni o să găsească instant ăsta, pentru că, uite, trebuie să spargi foarte multe blocuri și gen, din toate astea nu te gândești că, bă, fix aici trebuie să vii să spargi și ai găsit, gen, cea mai mare comoară din Ratopia, gen, o să se gândească nimeni ever. Uite, o să punem aici frumos bam 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 și nu o să se gândească și cam asta este, deci cam acesta este locul secret din Ratopia. Cred că o să mă mai duc să întreb pe doamna Oana dacă are niște iteme confiscate, să vin cu ele aici să le și ascund. Doamna Oana, sunteți acasă cumva? Da, sunt sus. Sunteți sus? Că vin acu jos. Vă aștept aici jos, nu e grabă, stați liniștită. Ce faceți, domnul Parat? Uite, bine, niște treabă pe la castel, redecoram, puneam niște chestii pe acolo și voiam să vă întreb dacă ați mai confiscat niște iteme așa ilegale, poate artefacte de la jucători, să zicem așa, pentru că aș vrea să le depozitez în castel sus de tot, nu știu. Păi într-o... da, am un chest sus. Haideți cu bine. Haideți să vedem despre ce e vorba, că domnul Mateescu cred că a plecat din oraș și mă gândeam că aveți și dumneavoastră. Ia să vedem. Unde ar trebui să mă... ok. Astea sunt. Ok. Păi o să le iau, și o să le duc în castel. Acestea sunt toate, nu? Da, am înțeles. Artefacte nu ați confiscat, nu? Nu, n-am prins. Cred că se ascund bine de mine. Am înțeles. Bine atunci. Păi doar asta voiam să aflu. O să mă duc la castel să le pun undeva într-un depozit. Bine. Bine, zi bună. La revedere. Hai să vedem acum. O să le punem în încăperea aceasta. Punem aici frumos în încăpere. Să nu ne vadă cineva, frumos. Și aici o să fie itemele confiscate. Deci toate itemele confiscate. Nu știu ce-i cu cartea asta, habar n-am. Asta, mamă, deci asta am găsit-o în casa mea, fraților. Deci aia am găsit-o în casa mea. Un horn. Deci aici o să fie itemele confiscate și aici banii. Cam așa o să stea lucrurile, să zicem așa. Astupăm aici frumos să nu găsească nimeni. Să fii și atent să nu ne fi văzut nimeni, că dacă vede cineva această ascunzătoare, probabil nu o să fie bine pentru noi și va trebui să mut iară. Mama, am dat cu capul, dar lipsește genul lanterna, acum văd. Da, și va trebui după aia iară să mutăm, așa că eu zic că pentru moment este super ok. Și sincer să fiu acum cu voi, sper să nu găsească nimeni încăperea aia.